intră cu săgeata dreaptă, da? Da. La Arad. Deci acum ca să căutăm Clujul, da? Da. Merge cu săgeata în jos. Nu? Corect. Până acum, cei cu deficiențe de vedere aveau de regulă nevoie de ajutorul unei alte persoane care să-i ajută să-și deschidă aplicațiile de care aveau nevoie. Din botonul de power se pornește calculatorul și totul se întâmplă automat. De acolo nu trebuie decât să folosească 4 săgeți. Cu astea 4 săgeți au acces la tot. Iar biblioteca audio la care au acces cu peste 40.000 de titluri de carte, deci reține cifra 40.000, este o cifră uriașă, care sunt carte în format audio, deci nu este o sinteză vocală, să spunem, mai ruginită care să te chinui să o înțelegi, este o lectură profesionistă făcută în studio. Se lucrează numai cu 4 taste. Înainte, deci trebuia să lucrăm cu o combinație de taste. Eu, ca să intru în Biblioteca Asociației Nevăzătorilor, trebuie să formez mai multe combinații de taste. Acum formează numai din cele 4 taste. Calculatorul folosește un sistem simplu de operare și programe gratuite. De pe săgeți poți să intri în bibliotecă, poți să accesezi ziare și radio. Și... mi se pare extraordinar. Este foarte ușor, în primul rând. Calculatorul este un mijloc ideal de informare și socializare pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau nevăzătoare. Ei trec pe stradă unul pe lângă altul și nu se întâlnesc, pentru că nu se văd. În felul ăsta au acces la informație sau la mult mai multe informații decât aveau până acum. Este un lucru minunat și care le este de extraordinar folos. Iar facilitatea de a-l utiliza, ați observat-o și ați văzut-o, persoana care a utilizat prima oară softul, este mai mult decât ușor. Sute de astfel de calculatoare vor fi donate persoanelor nevăzătoare din întreaga țară de către cluburile Lions.